Salutare! Azi o să vă prezint în premieră tocătorul ăsta, e un prototip de la Rotact, șenilat, cu telecomandă și priviți ce lame are. O să încerc să fiu cât de scurt pot, e un tocător de vegetație, poate să toace buruieni, mărăcini, chestii de genul ăsta. Lățime de lucru 80 de cm, motor 15 cai putere, control al tocătorului hidraulic. Șenilele sunt propulsate de două motoare electrice, se pot observa. Aici avem alternatorul, 28V 70A. Pentru că instalația e la 24, care, mă rog, antrenează șenilele și toate cele. Ambreiaj centrifugal, două curele pentru tocătorul ăsta. Controllerul, față, spate, stânga, dreapta, două viteze, o funcție faină, dar momentan e motorul rece, dar o să vă arăt mai târziu cum funcționează. Fain, nu? Ok. Nu știu să vă zic exact raza de acțiune, dar rămâne să testăm asta azi, să vedem cât de eficient este și cât de bine poate să toace. Pentru că lamele astea mă impresionează. Aici sunt bateriile, on-off-ul general, nivelul bateriei, se poate încărca bateria și extern. Pentru deplasare, pentru că probabil ați înțeles deja că deplasarea e pur electrică, da? Din cele două motoare. În regulă. Haideți să vedem cum lucrează. O să-l pornesc acum să vă pornesc și lamele, iar după să-l vedem direct la treabă. Da, pare o jucărie pentru care telecomandă, dar nu este.
Deci, eu oficial, asta e cea mai mișto sculă cu care am lucrat vreodată. Deci pot să zic că stai efectiv relax, mai departe de praf, mai departe de murdărie. Deși trebuie să vezi totuși ce faci. Dar am făcut ceva treabă cu ea. În principiu am testat extrem, însemnând tulpini lemnoase, însemnând, nu știu, stuf foarte înalt, până la 3 metri, diverse. Dar trebuie avut grijă să fie totul curat. Vedeți cum e acum? O să merg direct la suflat. Deja e prea mult și am mai curățat odată. Suflat cu compresorul, pentru că e un mare pericol de incendiu și nu ne dorim să facem, vreo nefăcută. Ok, deci foarte fain, merge super bine. Pornește, se oprește din telecomandă, când e motorul cald nu mai are nevoie de șoc. Totul e foarte fain. Controla hidraulic. Eu recunosc că am făcut cu el undeva la jumătate și spre sus, pentru că mai sunt dâmburi, nu e terenul foarte drept și n-am vrut să iau prea mult pământ. Dar, ce pot să zic, își face foarte bine treaba. Aderență bună, rare ori a patinat, dar a patinat la întors, nici de cum la tracțiune. Da, super, super bine. Și din nou să vedem cuțitele, cuțite care au așa o urmă mică, că au lucrat totuși, da? Dar nu au. Nu știu dacă o să vă pun, sper să vă pot pune, efectiv, am avut o trupină și m-am dus aproape de ea și am lăsat lama jos și a făcut urme efectiv în lemnul ăla acolo. Deci face multe. Ce pot să zic? Erau bune niște lanțuri agățate aici în chestiile astea, pentru că totuși aruncă niște țepușe foarte periculoase. Deci, până la urmă, dar stai bine să stai departe și doar să verifici. Lățimea de lucru e ok, e spornică, adică dacă aș fi avut un 50 de centimetri, m-aș fi învârtit cu ea de numai. Dar e ok. Și ați văzut, de fapt puteți vedea tufele lemnoase de la buieți, de prun în principiu. Cum le sparge și le face praf. Și totuși, vorbesc de lemn, da? Deci cât are asta? Are 4 cm în diametru. Mai mare decât o monedă de 50 de bani. Ăsta l-a rupt, se pare. Dar oricum, se văd așchile. Tocătură de lemn. V-am zis, am exagerat, dar am vrut să văd ce poate. Ca și distanță, mai mult de 100 de metri, nu am mers cu el, pentru că efectiv nu vedeam ce fac, nu-mi dădeam seama dacă toc pe unde trebuie sau pe lângă. Dar sunt plăcut impresionat. Așa că până data viitoare, până la un nou clip, vă las cu gândul la acest utilaj. Nu știu dacă va fi o producție de serie sau va rămâne doar la stadiul ăsta de prototip. Dar până atunci, spuneți-mi, voi ați cumpărat utilajul ăsta? V-ar place? L-ați folosi? Nu știu, unde l-ați vedea folosit? Pentru că eu unul, mi-aș lua și mâine unul, dar sincer nu prea am timp de agricultură și de tot ce ține de treaba asta. Din păcate, m-am despărțit puțin de căsuța părintească de aici și timpul mi este limitat. Așa că ziceți-mi voi, ca și preț pentru curioși, un pic peste 3000 de euro, dar până la urmă, cine vrea o unealtă ca asta, mai puțin contează bugetul, deși și ăla e important. Hai, până data viitoare, mai ușor cu munca!